Ce fa băieții și bine ați venit la un nou episod din FIFA 23 Draft spre glorie! Avem legende Prime disponibile la momentul actual în draft și ar fi și păcat să nu încercăm să construim o frumusețe de echipă. Cele mai bune prețuri pentru FIFA Coins le găsești pe fifacoin.com și ai parte de o extra reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul este în descriere, ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Avem un token și o să ne folosim de el. Hai să vedem. Sistem de joc. Aș merge pe un 4-3-2-1. Extrem de bun anul acesta, extrem de OP și avem mulți atacanți, mulți strikeri. Oh, și vine frumos. Gerd Müller, 94 prime icon, 4 stele la skill, nu 4 la weak foot. Arată, mamă, finishing 98 și shot power 95. Și vezi că și pe balance stă bine. 94 are acolo. Un card interesant, am avut, nu am folosit până acum, cred că altă variantă de-a lui. Și continuare! Bro, ești nebun, e nebunie, e Pele, e Riberie, Pușcaș, Craif și Eusebio. Craif, Pele am tot jucat, Riberie am jucat, Pușcaș și Eusebio. Eusebio l-am pe World Cup Edition, l-am pe Road to Glory și Pușcaș ăsta, Prime, nu l-am folosit până acum. Nu m-aș duce tot pe iconuri pe care le-am mai avut la draft, cum sunt acele World Cup icons, Craif și Pele, care sunt net superioare, 5 cu 5 sau 5 cu 4, superioare lui Pușcaș. Dar Pușcaș se potrivește bine sistemul, e stângaci acolo și stă foarte bine la șuturile de la distanță și la finish și vine Pele din nou și Eusebiu. Băi, ce-i nebunie asta, băi? Ce-i nebunie asta? Vine Eusebiu, uite ce trio avem acolo în față. Pe mijlocaș central, ne mai vine ceva frumos? Vezi că vine Luca Bazuca, ia uite-l, Modricianu, 90 la rating. Un card special care arată foarte, foarte bine. Începe să se înfunde. Da. Un Pedri, spaniol, Barcelona, are shadow pe el și poate să joace în 4-3-2-1 la mijlocul terenului. E Renato want to watch. Cu engine pe el. Mamă mică. Intră ăsta frumos acolo la Eusebio. Ia plus o stea la chemistry datorită naționalității. Și acum pe fundașii centrali. Știți voi povestea din anii anteriori. Dacă nu-ți dă la fundaș central, ai cam pus-o. Și momentan cred că așa stăm. Mă tot roagă cu Pablo Mari. Am cam pus-o, bro. O stea, toți ăștia trei au câtă stea. Dar toți sunt foarte, foarte slăbuți. Sper măcar la super sub să dea ceva, pentru că altfel arătăm destul de rău pe aceste două poziții centrale din apărare. Fundaș dreapta, vezi că-i buuuu! Ia, Carlos Alberto Prime, na, ce te mai auzi? Ce te mai auzi? Și cred că îl va posta fundaș dreapta după minutul 1, facem câteva schimbări acolo. Cred că așa o jucăm. Carlos Alberto. Bun, Davis, Săpancone! Dar avem nevoie de un pic de chemistry și cred că Gaia este singurul care oferă chemistry echipei. Ia și două stele la portărel. Perin, Silesen, Flecken, Benitez. Cred că Asenio, Sergio, singurul care se duce foarte bine acolo cu două steluțe. 22 chemistry din 33 și portar de rezervă. Ter Stegen, nu? Ter Stegen păstrează chemistry și e mult peste Sergio Asenio în joc. O să o iau, cred eu, de la... Bro, dar la Modric nu trebuie să ia mai mult? Continuăm cu Dani Alves, mamă mică, Dumfries. Arată Daniel Alves ăsta, dar e de super sub, nu prea ai cum să faci link-uri cu el altfel. Era opțiunea și cu Kerr pentru fundaș central, dar am trebuit să schimb foarte, foarte multe în echipă. Continuăm cu cap de viață, trebuie să-l iau pe Gomez, super sub, n-avem, trebuie să-l iau pe Gomez acolo. N-avem ce să facem, trebuie cu Gomez acolo, avem cei doi fundași centrali destul de slăbuți. Aici cred că Kokelin, în caz că vrem să ne ducem full la Liga și naționalitate bună. Tolisso, Kai Havertz bun, restul inutilizabili și 84 la Tolisso. Țineam minte că ar fi un rating un pic mai mare după upgrade-ul, dar se pare că m-am înșelat. Continuăm cu Plea,
francez, nu intră oricum. Ăsta e bun! Vezi că e bun! Bro, pentru echipă e mai bun Mateus, dar n-ai cum să nu-l iei pe Ronaldinho. Bro, n-am cum, n-am cum. N-ai Prime Ronaldinho 94. Nu ai, n-ai. Ce? Nu ai cum. Taci și-l iei. Nu ai cum să nu-l iei pe Ronaldinho. Deși Mateus ne-a ajutat acolo cu chemistry-ul. Harry Kewell, aș spune. Băi, să știi că a dat foarte bine și versatil pentru pozițiile astea din atac. Chucky Buffal cu upgrade-ul acolo la Wakefoot. Zic că e bun. Un fundaș central mi-ar trebui dat. Fundaș central, dar nu prea văd un Nkunku. Un fundaș central n-ar fi trebuit și nu vine, nu vine. Vine și nebunul de Messi, nu te cred. Bro, suntem, amă, suntem bombă. Unde-i joc eu pe toți? Unde-i jucăm noi pe toți? Avem o grămadă de opțiuni în atac. Vine Montiel. Interesantă opțiune. Interesantă, vă spun. Și la... Aș putea să joc după aia, de la început pe Montiel pe dreapta, să joc off-cam brazilianul fundaș central. Și de aici la chemistry, cred că, sincer, doar Ivo Vieira ajută acolo la Renato Sanchez să-l duce în două stele. Aș putea să joc și pe Messi de la început în locul lui Puskas. Dar dacă tot facem un draft al Prime Icons, jucă, o să jucăm cu Puskas. Ia uite, cred că se potrivește perfect așa. Arată bine. Off-cam fundașii centrali. Dar sper eu că fac ei față așa. Venim și cu Dani Alves, cred, după minutul 1 aici în locul lui Gai. Așa e echipa. Pompiță! Hai să nu pierdem în primul meci. Ia și în Maldini. Eric Cantona Prime și probabil face câteva schimbări. Sigur face schimbări. La fel cum cred că o să facem și noi. Pentru că uite cum aș vrea să o joc pe asta. Eusebio aici. Și s-aș vrea să vin pe dreapta cu un Ronaldinho și un Dani Alves aici așa. Cam așa văd echipa. Messi super sub intră și el după aia. Dar eu zic că suntem foarte versatili acum. Bine, Carlos Alberto, hai tată. Ia vezi ce bine pleacă Puskas. Puskas! Trebuia să încerc, trebuia să-l încerc, au să ai fâțat. M-a prins lejer acolo, bravo. Müller! Oooo, ratat cu stângaciu! Oi, mare a fost. Hai mă cu stângaciu, da tată! Pușca senior, așa tată! Mamă, cum e Dani Alves. Ia, nu te lăsa. Nu ne lăsăm acolo, tată, noi. Din prima, s-a dus. Hai, Puskas. Müller. A dat-o, tati. Gerd Müller. Face 2-1. Ronaldinho, mare distanță. Trebuia să încercăm un șut. Ia vezi, Roni, mult prea multă putere în șut. Eusebio. Oh, ce șut acrobatic. Superb. Mamă, ce ratare acolo, Müller. Are și Ronaldinho, are Messi și Mbappé. Atac stelar, apărare bună, mijlocul probabil că o să vadă și la el câteva schimbări. Ui, cum pasă mai repede, Müller. Ocazie foarte, foarte mare acolo. Sigur a ieșit. A ieșit!
și Ronaldinho marchează acolo. Ho, ho, ho. Semifinală, Golanu dinainte a ieșit la 1-0. Ce avem dat în semifinală? Zizou, Pușca și el, Cruyff și Kylian, dar 93 o să fie greu pentru fundășii noștri. Hai, Roni, hai dat. Na, n-are preluarea. Mai încercăm o dată. Cu o pasă acum. Frumos! Și finalizăm perfect. Bă, cum a mers? Cum a mers atacul ăsta de frumos? Hei, hei! Ăla e! Ăla e, tati! Ronaldinho, simplu pe contraatac. Facem 2-0. Mamă, ce gol norocos! Ce gol norocos acolo! Nu știu cum a rămas mingea la noi. Dar vă spun, jocul e atât de diferit cu Prime Icon ăștia. Mi se pare atât și atât de OP și cum intră aici. Uite, cum este, nu, e pe lângă. Cum ajung în poziții de 1 versus 1. Foarte OP. Bro, ce finish! Sunt puțin surprins pentru că sunt chestii pe care, o să fiu sincer, unele chestii nu le-am văzut. Sau nu le-am simțit așa în gameplay până acum, până să joc cu carul ăsta Prime. Și mi se pare că sunt cam boostate pentru momentul în care au fost băgat în joc. Să te facă să le cumperi după draftul ăsta. O să încerc și un shoot de aici. Müller, au să-i fut shot. Olu! 5, mamă, mă mică, cum s-a dus. A prins aici. Ce bine a stat cu Carlos Alberto. Încă unul. O, ratat cu dreptul Pușcaș. Față stel la uic, fetată. Da, da. E bună. Bun, Lobu, bravo, bravo. Ia vezi, Alves. Power shot. Doni Alves. Wow! Ce minunăție! He, he, he. Uite, Ter Stegen, băi, golanule, băi, cum ți-a scăpat pe mingea aia, băi. Mamă, cu dreptul Pușca și belea mare. Marea finală! Hugo Lloris, Marquez, Thiago, Petit Mateu. Uai, vezi care Didi. Petit cu Mateus. Și îmi place la el faptul că are doi mijlocași central defensiv, mijlocași central defensiv stânga, de picior stâng, mijlocași central defensiv dreapta, de picior drept. Se potrivește de minune pe meta-ul de anul acesta. Nu este schimbări la noi, nu? Nu mai avem. Ba da, Dani, bă. Povițule, bă, uitam pe Dani, bă. Dani. Până acum l-am văzut pe Messi. Poate că e momentul lui în finala asta, vedem. Ia vezi că l-am făcut acolo din întoarceri. Și cine a marcat așa rapid? Gerd Müller, finalizator de clasă, tata, acolo. Încă unul. Construim perfect și e 2-0, rapid de tot. Ce bine vine Dani. Mai încercăm unul de la distanță cu el? Haide! Bro, le rupe de la distanță. Dă bombă rău de tot. Pe cine mai avem aici? Montiel. Nu știu dacă poate să dea Montiel. Dar las că îl băgăm frumos. Pentru Pușcaș, care face 3-0. Și ăla-i meci.
ăla-i draftul. Hai la prebii, tătică, hai la prebii. Poate cel mai bun draft al meu din punct de vedere al gameplay-ului. I-am cam zăpăcit, i-am cam corp pe adversari. Avem un gold pack și un rare players pack și suntem pe contul de Road to Glory aici. Ar fi fabulos dacă ne-ar pica ceva. Fabula sau o francez la gold pack portar nesemnifică. Dar avem un 50k pack, un pachet de 50k. În final, pe Road to Glory. Și a plecat ati. E doar gold rare. Ce-ai, bă? Partei 84. Nu știu dacă facem nici 15k din premiile astea. Bauman, Coquelin, Shaw, Martinez. Păi, măcar am avut carduri frumoase la draft și gameplay de calitate, dacă premiile n-au fost de partea noastră.